de această lovitură liberă. Poate fi un moment extrem de important. Balbu! Și Straton are o paradă extraordinară. Excelentă lovitura liberă bătută de Barbu. Iată, mingea se ducea spre vincul porții lui Straton, acesta zboară efectiv și reușește să evite golul de 3-3. O repriză de-a dreptul nebună, această repriză secundă aici în Ștefan cel Mare. Clinceniul a pierdut dramatic și la debutul în Liga 1 la Craiova, tot cu 2-3. Nu s-a încheiat însă această partidă și Clinceniul amenință din nou poarta dinamovistă. Spuneam că și în prima etapă Clinceniul a pierdut cu 2-3 la Craiova. Oltenii au marcat golul victoriei în al 5-lea minut al prelungirilor. Încă o dată, faza de mai devreme cu